Bine ați venit la episodul 4 din ABC-ul diabetului, acest ghid al începătorului care își propune să vină în ajutorul unui nou diagnosticat, iar astăzi vorbim despre prima rețetă. Episodul 4. Am ajuns la episodul 4. Ce tare. O punem aici. Vorbim despre ea. Bravo, Ines. Da, am ajuns în punctul ăla în care am luat diagnosticul, am luat vestea, am dat-o mai departe, am luat insulina, am învățat ce să facem și am ajuns în punctul în care ne prezentăm pentru prima dată la farmacie. Și care e faza cu rețeta și cam cum ar trebui abordat contactul cu farmacia și cu această hârtiuță. Odată la 3 luni de zile, medicul diabetolog prescrie o rețetă pentru a avea acces la tratament. Bineînțeles, persoanele cu diabet zaharat intră în programul național de diabet, care presupune acces la tratament. Diferă, bineînțeles, ce se ia pe rețetă de la un diagnostic la altul. Persoanele cu diabet de tip 1 vor avea, evident, alt tratament decât persoanele cu diabet de tip 2. Nu intru în detalii pentru că nu despre asta e vorba. Bine, asta cred că e un bilet de trimitere. Asta nu-i rețetă. Ce să vezi, înainte să fiu diagnosticată cu diabet, mergeam la farmacie o dată pe an, cred, când mă durea capul și voiam să-mi iau o pastilă pentru dureri de cap, dar... Surpriză! Merg un pic mai des la farmacie decât mi-am dorit sau mi-am imaginat vreodată. Chiar și așa, consider că experiența și contactul pe care l-am cu farmacia trebuie să fie la fel de plăcut ca cel pe care l-am cu diabetologul meu. Poate că voi nu vă dați seama, dar să știți că farmacistul reprezintă o parte integrată din echipa multidisciplinară a persoanei cu diabet. Ce înseamnă asta? De noi, de pacienții cu diabet, nu are grijă doar medicul diabetolog, medicul nostru curant care ne dă rețeta. În echipa asta de specialiști care au grijă de persoana cu diabet se află și nutriționistul, și diabetologul, și psihologul, și dietiticianul, și iată farmacistul. Diabetul în sine este o condiție medicală foarte complexă, care nu se oprește doar la vizita cu diabetologul. Și de aceea farmacistul reprezintă o parte din echipa asta de omuleți care are grijă de noi. Farmacistul este un specialist înainte de toate, nu este un vânzător de medicamente sau un furnizor de tratament. El este acolo, la fel ca orice alt medic, să te ajute, să-ți dea sfaturi. De aceea este foarte important ca experiența noastră și contactul nostru cu farmacia să fie unul cât mai pe placul nostru. Da, și fie că vă place sau nu, veți frecventa farmacia mai des decât ați făcut-o până acum și este esențial să mergeți acolo, pentru că de acolo vă luați insulina, medicamentele sau alte consumabile pentru tratamentul vostru. Cred cu tărie că trebuie să ai o legătură strânsă cu farmacistul tău, pentru că el nu doar că îți eliberează rețeta de insulină sau de medicamente, el trebuie să-ți știe și tot istoricul ăsta medical, pentru că, nu știu, în cazul în care vei fi răcit sau vei avea nevoie de altfel de tratament, el va ști că ai și diabet și va ști poate să-ți recomande anumite pastile sau anumite medicamente care să nu crească glicemia sau care cumva să vină în ajutor tău. Când mergi la farmacie să îți ridici rețeta de insulină sau de medicamente, privește-l omul din fața ta ca pe un specialist care îți poate da sfaturi, care te poate consilia, dincolo de omul care îți eliberează rețeta. Și cred că este foarte important să-ți găsești, la fel ca în cazul medicului curant, să-ți găsești farmacistul care rezonează cu tine. Eu personal nu am să uit niciodată prima mea rețetă de insulină și cât de marcantă a fost experiența. Mi-amintesc că eram proaspăt ieșită din spital, urma să-mi iau prima rețetă pentru insulină pe următoarele 3 luni și am intrat în prima farmacie care mi-a ajuns în cale, ușor entuziasmată pentru că mă aflam în fața unui nou. I-am întins rețeta doamnei, cardul de sănătate și zâmbeam așteptând să-mi elibereze insulina și ce mai aveam eu nevoie. Evident, neștiind ce urmează să primesc, pentru că eu nu înțelegeam nimic de pe foaia respectivă. Deci eu n-am să uit niciodată prima mea întâlnire cu farmacia din ipostaza de pacient cu diabet. S-a întâmplat cam așa. Dar e pentru dumneavoastră? Da, e pentru mine. Cum, și e prima rețetă? Da, e prima rețetă.
Vai, săraca! Da, deci cam așa a și fost. Băi, nu știu, adică depășește orice imaginație, orice empatie, orice lipsă de profesionalism situația pe care am întâlnit-o eu și m-am simțit extrem de prost, extrem de dezumanizată, m-am simțit îngrozitor. Am luat ce mi-a dat doamna aia de acolo, pentru că ulterior mi-am dat seama că mi-a dat prea puține ace și prea puține consumabile și am plecat din farmacia aia extrem de dezamăgită de primul meu contact cu ridicarea unei rețete de insulină și atunci mi-am dat seama că e foarte important să-ți alegi tu farmacia, să-ți alegi tu medicul curant, să-ți alegi tu echipa asta multidisciplinară care să aibă grijă de tine. Pentru că nu este deloc plăcut să fii pacient, nu este deloc distractiv să mergi la farmacie să-ți iei medicamentul care te ține în viață și dacă întâlnești oameni de genul ăsta care nu fac altceva decât să te descurajeze, schimbi. Cauți pe altcineva. Și am simțit nevoia să împărtășesc cu voi experiența asta mai ciudățică, ca să vă arăt că nu tot timpul veți întâlni oameni frumoși, empatici și drăguți. Clar, ăla a fost primul și ultimul contact pe care l-am avut cu farmacia respectivă. Nu dau nume, v-am zis, dar tot rău spre bine, pentru că următoarea dată când mi-am găsit și echipa de farmaciști foarte drăguțe, deci niște tipe geniale, m-am simțit foarte bine. Știu că începând cu a doua rețetă, când mi-am și schimbat farmacia, simțeam că la fiecare rețetă sunt ca la Crăciun, pentru că ele mă întrebau ce mai fac, cum mai sunt glicemiile, cum mă mai simt, țineau minte de la o rețetă la alta tratament, observau când îmi schimbam insulina, îmi dădeau mai multe ace dacă le rugam și cumva mă încurajau în demersul ăsta meu de a face față diabetului, că nu e ușor și când te întâlnești cu astfel de piedici inutile, parcă te descurajează puțin. Și aici voiam să ajung, să vă căutați, dragilor, farmacista aia drăguță care să vă înțeleagă. Clar, și farmacistele au zile bune și zile rele și că nu au cum să fie empatice la fiecare om care le pășește pragul farmaciei, pentru că ar fi mult prea mult pentru ele. Dar înțelegeți ideea că nu stați acolo unde nu vă simțiți bine, unde nu vă simțiți respectați, unde nu vă simțiți văzuți sau auziți, ci căutați-vă oamenii care să vă fie pe plac. Multe instrucțiuni aici nu ar fi de dat, adică alte indicații decât să mergeți la farmacie și să dați cardul de sănătate și rețeta nu ar fi. Știu doar cât de bulversant este primul capitol din viața cu diabet, prima rețetă, primele lucruri care se întâmplă prima dată, știu că nu e ușor și primul contact cu farmacia din ipostaza asta de pacient cronic e deosebită. Și ca sfat, să le cereți mai multe ace farmacistelor, pentru că în lege nu este reglementat numărul de ace pentru penuri pe care să le primească un pacient, se dă la liber, cum s-ar zice. Așa arată acele de insulină. Cereți-le mai multe pentru că teoretic ăsta e de unică folosință, odată ce penetrează pielea odată, de două ori, de trei ori începe să doară și sunt convinsă că dacă le rugați, vă vor da mai multe ace. Ce vă mai îndemn să le cereți la farmacie sunt aceste ace pentru înțepătorul de glucometru. Fiți atenți că fiecare glucometru vine, bineînțeles, cu felul lui de ace, felul lui de teste și asigurați-vă că ce vă dă de la farmacie se potrivește cu ceea ce aveți voi. Primiți pe rețetă la fel. Depinde de diagnostic, dacă aveți diabet de tip 2, nu se eliberează pe rețetă teste de glicemie. Dar, ca paranteză, am luat la cunoștință acest aspect. De mult vorbim și suntem în negocieri cu Casa de Sănătate să facem demersul pentru a se da teste de glicemie și celor care au diabet de tip 2. Așa, ca un mic aspect. Ideea era că de fiecare dată când mergeți la farmacie să vă ridicați consumabilele, veți primi teste de glicemie, asigurați-vă că le primiți pe cele care se potrivesc cu glucometrul vostru, bineînțeles. Astea la fel, le puteți cere la liber, diferă de la un diagnostic la altul, de la un tratament la altul, cât și ce se primește pe rețetă, nu despre asta vorbim, pentru că sunt unii oameni care primesc insulina în formă de penuri, fie așa, în formă de penuri, sau așa. Insulina vine și în această formă pentru cei care sunt purtători de pompă. Deci nu intru în detalii, fiecare doctor curant, evident, trece pe rețetă ce se potrivește pacientului lui.
Dar ca să știți că aveți dreptul să cereți ace, mai multe decât vi se dau. Dacă vorbim de consumabile pentru pompă, acestea se eliberează doar din farmaciile cu circuit închis, se dau pe rețete diferite, nu intru în detalii, că sunt lucruri care țin de legislație și de lucrurile astea, de alte demersuri care mă depășesc pe mine. Și cam ăsta e episodul de azi. E un aspect pe care poate l-am neglijat până acum, dar să știți că veți vizita farmacia poate un pic mai des decât ați făcut-o până acum. E normal, face parte din accesul nostru la tratament și cred că și aici avem nevoie să ne prevendicăm drepturile, să ne dorim să fim respectați și să avem o experiență cât mai plăcută cu farmacia noastră. Așa că la prima rețetă, nu fie emoționat, totul va fi bine. Mulțumesc că ai stat cu mine până la final, ne vedem în episodul următor din ABC-ul diabetului. Te-am pupat, pa, pa!